Bine v-am găsit, dragi iubitori de sănătate. Vă mulțumim pentru prezența în fața televizoarelor. Încercăm să spunem lucruri interesante. O să discutăm astăzi despre boala Ebola, dar și despre boli înrudite ei. Ebola e o apariție recentă. Se numește ca și în economie. În economie se discută de tigri economiei, acele națiuni care fac progrese rapide economice, care urcă foarte mult economic și se numesc națiuni emergente și state emergente. Așa există și în medicină boli emergente. Prin noțiunea de boli emergente se înțeleg bolile care apar noi, care n-au mai fost până acum. Dacă ciuma o știm de sute de ani, dacă reumatismul o știm de mult, dacă infecțiile respiratorii și infecțiile pielii sunt cunoscute de când lumea, ciroza, afel, iată, boala Ebola a apărut în 1976. Aproape 40 de ani, sunt 39 de ani de când a apărut Ebola. Vă dați seama că și materialul științific, tratatele, volumele, nu sunt așa numeroase. Cu toate că noi medicii ne focalizăm și oamenii de știință ne focalizează tocmai pe ceea ce este nou. Fiindcă aici este mult de lucru, aici este un pământ fecund, aici este o terra nova, un pământ nou, totuși nu sunt încă suficiente materiale. Se fac multe conferințe, se fac multe simpozioane, dar încă suntem într-o fază de cercetare. Boala Ebola își are numele de la râul Ebola din Congo, unde a apărut pentru prima dată, și aș vrea să o compar cu o altă boală care a apărut în Europa și care se numește boala Marburg, de la numele orașului german Marburg. Aceste două boli sunt cauzate de un virus care se numește filovirus, adică un virus în formă de fir. De fapt, două virusuri diferite, dar ele sunt din aceeași familie, sunt virusuri frați, să spunem așa. Unul din virusuri se numește Ebola, iar altul se numește Marburg. Virusul Ebola are la rândul lui patru tulpini, este forma patru tipuri, din care, chiar cinci tipuri, din care patru sunt în Africa și unul este undeva în zona Asiei, zona China și Filipine. Acea formă asiatică nu produce infecție umană, produce decât infecții la porcine și o infecție foarte severă, produce ceea ce numim noi epizootii, adică infecții la animale în care mor un număr mare de animale. Și fermele zootehnice din China și din Filipine sunt devastate, sunt afectate sever când apare o epidemie din aceasta cu virus Ebola, varianta Reston, varianta asiatică, dar nu s-a observat infecție umană. Atenție, nu s-a observat infecție umană la indivizi sănătoși, nu știm ce s-a întâmplat cu persoane care au deficit imun, cu gravide, care ar putea face o formă, nu știm încă, nu avem studii. Cele patru forme de virus african, Ebola, sunt forme care afectează omul, sunt forme severe. Și aici aș începe cu Ebola Zaire, care afectează, are mortalitate de 90%, ceea ce înseamnă că dintr-o 100 de oameni care fac infecția, 90 mor. Este una din cele mai mari mortalități în boli infecțioase, depășită doar de virusul rabic. Virusul rabiei, netratat corespunzător, slavă Domnului, există astăzi vaccinare antirabică, dar virusul rabiei, al turbării, cum este cunoscut, să nu uităm contribuția extraordinară ale lui Pasteur, ale lui Victor Babiș, ale lui Cantacuzino în acest domeniu, virusul rabic beneficiază astăzi de vaccinare antirabică, nu beneficiază el, noi beneficiem de vaccinare antirabică, el moare și este îndepărtat. Virusul Ebola are mortalitate 90% în varianta Ebola Zaire, 45% în varianta Ebola Sudan și mai există și o variantă a pădurii Tai și alte variante care poartă numele regiunilor din care provin, cu mortalități importante. Virusul Ebola și la fel Marburgul se pare, spun se pare că încă sunt studii, dar ele merg bine spre această direcție, își au ca rezervor natural un liliac egiptean de peșteră care trăiește în special în peștele din Uganda, în zona Africii, și acești lilieci sunt lilieci frugivori, se hrănesc cu fructe, dejectele lor și saliva lor rămâne pe fructe pe care le consumă, băștinașii preiau fructele, le mănâncă, dar simpla manipulare a fructelor presupune contactul cu astfel de materiale biologice de liliac și apare contaminare umană. Se transmite și prin piele, se transmite și pe cale digestivă prin consumul fructelor respective. Orice mică leziune, orice mică escoriație, chiar dacă nu o vedem cu ochiul liber, a pielii, a mucoaselor, înseamnă transmiterea virusului. Este virus cu contagiozitate maximă. Face parte din bolile infecțioase de grupa, extrem de periculoase, cu mortalitate mare, cu risc de transmitere foarte, foarte rapid, bol care se declară obligatoriu. Orice suspiciune de caz Ebola sau Marburg,
de filovirusuri se anunță prin telefonul 112, care va fi transferat la apelul către Comitetul Național Ebola, unde există specialiștii care coordonează o ambulanță care vine în regim de urgență cu izolet, o cameră separată de izolare. Echipajul are acel echipament personal de protecție, cu tot ce înseamnă combinezon, glugă, ochelari de protecție, trei măști, trei mânuși, mască cu sistem de ventilație aerului și de purificare aerului. Și iată, ciorap, cizmă, sunt mecanisme extrem de bine puse la punct. Ele vor fi prezente în fiecare județ și în județul nostru, deci nu vorbim din cărți și din povești, ci vom avea astfel de unități Ebola în fiecare județ, vom avea o ambulanță special pregătită pentru așa ceva, vom avea personal antrenat și pregătit pentru așa ceva și fiecare din noi, medicii cei care vă vorbim, dar și dumneavoastră, este bine să fiți informați, să știți cum se manifestă o astfel de boală și ce atitudine avem de făcut. De la liliacul acesta, boala se transmite la o maimuță, în special o maimuță antropoidă, o maimuță care se numește primată neumană, de tip cimpanzee, un goril, orangutan, se transmite și la maimuța verde și de aici maimuța este gazda intermediară care trimite la om. Ce înseamnă rezervor natural? Liliacul înseamnă că el primește virusul, îl înmulțește, îl replică, îl elimină prin procesare biologice, salivă, materii fecale, dar nu face infecția, nu moare din această boală. Maimuța moare din această boală. Maimuța este doar gazdă intermediar. Au fost epizootiile care au afectat maimuțele și antilopele, și antilopele africane fac această boală, mor în număr foarte mare, dar și transmit boala. Fiindcă oamenii vin în contact cu leșurile animalelor sau chiar cu animalul viu care are boala și care încă nu a murit, este încă în stadiu infecțios, să nu uităm că este și o perioadă de incubație, care este de maxim 21 de zile, și în chestionarele pe care noi le completăm cu pacienții care prezintă semne, simptome Ebola, chestionarul întreabă ce s-a întâmplat în ultimele 21 de zile. Călătorie în Africa, conferințe internaționale, prezente la simpozioane, prezență pe aeroporturi, care presupune contact cu zona Africa, fiindcă acest continent Africa este deținătorul acestui virus Ebola la ora actuală. Au fost cazuri care au ajuns în Statele Unite de Ebola, au fost cazuri care au ajuns în Europa, în Italia și în Germania și în Spania și au ajuns prin intermediul maimuțelor. Maimuțele au transmis boala, maimuțele de laborator, care servesc ca studiu, maimuțele din grădini zoologice, contactul cu vânatul, contactul cu oameni care au venit din zona respectivă, mai au fost și foarte multe organizații non-guvernamentale care în mod voluntar s-au dus să ajute în plin focar și au fost voluntari care au murit de Ebola. Se discute și de reprezentanți OMS care au murit în plin focar. Și profesorul dr. Adrian Stăinu Cercel spunea că marea problemă este la dezechipare, nu la echipare. Deci ne contaminăm când dezechipăm acel costum de cosmonaut, acel combinezon complex și de aceea profesorul Adrian Stăinu Cercel a instituit pe bună dreptate a doua persoană în norme, a doua persoană să ajute la dezechipare, ca să nu atingem cu nimic costumul pe care l-am avut în focar. Și acea a doua persoană, evident, este și ea tot îmbrăcată corespunzător. Și chiar recomandă și un observator, care să fie a treia persoană în salon și în focar, care să vadă pe ce zone se contaminează persoana care lucrează practicianul. Inclusiv șoferul acestor ambulanțe de tip special de transport personal și victime va trebui să poarte tot echipamentul personal de protecție de care vă spuneam. Acest echipament nu permite pătrunderea lichidelor, nu permite pătrunderea vaporilor, niciun fel de substanțe chimice. Este extrem de rezistent la căldură și la temperaturi scăzute. Este un, să zicem așa, un material ideal pentru astfel de situații. Cum se manifestă boala? Pacientul are greață, vărsături, diaree, are dureri de mușchi, de articulații, mimează o infecție respiratorie, o gripă, dacă vreți, roșu în gât, da? O pneumonită interstițială, tușește și mai ales fenomene hemoragice inexplicabile. Boala se numește și febră hemoragică virală. Hemoragiile pot să fie de oriunde. Echimoze, vânătăi, peteșii, puncte roșii pe piele sau pe mucoase, sângerare abundentă dintr-o zonă de venopuncție, acolo unde începem, de exemplu, să recoltăm niște analize. De aceea, odată ce s-a pus diagnosticul de Ebola, pacientul respectiv trebuie cât mai puțin supus unor intervenții deschise, adică venopuncție, intervenții cu elemente de tăiere, cu elemente care bisturiu sau
foarfece, pense și așa mai departe. Deci să reducem la minimul necesar intervențiile invazive care ar putea să ne pună în contact cu materii biologice ale pacientului și, evident, tot personalul trebuie bine instruit, medical și paramedical, și să poarte EPP-ul, echipamentul personal de protecție. Astfel de cazuri trebuie trimise la centrul de management al Ebola cu aceste ambulanțe de tip special care sunt în parcul, sunt lăsate câte o ambulanță în fiecare parc al serviciului de ambulanță din fiecare județ, astfel încât oricând să poată pleca o astfel de ambulanță spre o zonă în care o cere. Pacientul se poate găsi fie la domiciliu, fie într-o instituție publică, fie să fie într-un cabinet și ar trebui să-i acordăm acasă, într-o instituție, în spital, unde găsim pacientul, o cameră în care să fie numai el, odată ce s-a pus diagnosticul, să fie izolat, cameră care să aibă acces la o toaletă. Adică pacientul va avea nevoie la toaletă datorită acestor vărsături intense și datorită diareei intense. Bun, nimeni nu părăsește spațiul până nu vine ambulanța, ambulanța preia cazul, apoi vine Direcția de Sănătate Publică care coordonează igienizarea camerei, care realizează ancheta epidemiologică, discută cu tot contactii, întreabă ce s-a întâmplat în ultimele 21 de zile și acei contacti sunt urmăriți din 2 în 2 zile termometrizați, să nu crească temperatura peste 38,6 grade Celsius, care indică febră și care indică o posibilitate de a fi Ebola, și din săptămână în săptămână, pe parcursul acelor 21 de zile, sunt urmăriți și din punct de vedere clinic, să nu apară diareea, vărsătura, durerile musculare, durerile articulare, hemoragiile. Se comunică de către Direcția de Sănătate Publică, Institutului Național de Sănătate Publică, care are un centru pentru coordonarea bolilor infecțioase. Iată, este un întreg sistem de coordonare care funcționează și care este deja demarat la nivel național și de aceea încerc să sensibilizez opinia publică, dar pe românește pe dumneavoastră, cei care ne ascultați, ca să știți despre ce fel de patologie este vorba. Astăzi nu mai există o boală a Africii care nu afectează Europa. Să nu uităm că există avioane, că există vase, că există comunicare internațională, cu toții mergem și călătorim oriunde în lume, de acolo vin oameni și noi ne ducem într-acolo și oriunde se poate instala o astfel de suferință. Dacă apare un caz într-un avion pe teritoriul României, atunci avionul trebuie să comunice prezența unui pacient cu febră, diaree, vărsături, hemoragie și avionul este trimis spre aeroportul Aricoandă, unde o ambulanță specială va prelua cazul, se va implica Direcția de Sănătate Publică a municipiului București pentru igienizare și pentru anchetă epidemiologică. Există deja stabilite circuite separate pentru pasagerii și echipajul avionului în care se depistează un caz suspect Ebola, astfel încât să nu vină în contact cu restul pasagerilor și cu restul celor care așteaptă ambarcare sau care vin dintr-un avion. Același lucru se întâmplă și pentru navele maritime speciale, unde vor fi ancorate vapoarele, navele care au un caz suspect Ebola și acolo, chiar prin intermediul ambulanțelor de aer specială, Direcția de Sănătate Publică din Constanța se stabilește cel mai scurt circuit spre cabina în care a fost izolat pacientul și este preluat de la o dană unde ambulanța are acces. Sunt foarte importante aceste strategii. Cu ce seamănă boala Ebola? Seamănă cu alte febre hemoragice, alte boli care cresc temperatura și care dau sângerări. Și aici, sau cu alte boli febrile în general. Și aici m-aș gândi la o serie de rickettsioze. M-aș gândi la febra galbenă. Mai există shigella, mai există tifosul exantematic și tifosul murin produs de către transmis de către șoare șobolani. Există o febră care se numește febra Congo Crimea, este o febră de tip viral, febra de Lassa. Febra de Lassa este transmisă prin urina de șobolan. Febra Crimea Congo este transmisă prin niște căpușe, rezervorul fiind păsările și iepurii sălbatici. Discutăm de o patologie foarte diversă. În România au fost cazuri care au mimat această boală transmisă de filovirusuri, Marburgul sau Ebola, și erau cazuri de malarie. Da, pacienți veniți tot așa din zona Africa. Malaria imită și ea, prin paloarea, febra pe care o produce, imită această patologie. Ce este important? Malaria, alte tipuri de febre hemoragice, cu excepția Ebola și Marburg, nu necesită această izolare strictă și atunci trebuie să fim foarte atenți să nu facem niciun exces de atitudine și de, separare atunci când nu este cazul. Există azi, și asta este vestea cea bună, Organizația Mondială a Sănătății a acceptat un test din
picătura de sânge din deget și practic în 15 minute pe baza unor anticorpi policlonal caprin prezenți pe un dipstick, adică pe o candeletă, putem să punem diagnosticul de ebola. Deci în 15 minute putem să vedem dacă în picătura de sânge există antigen ebola. Și atunci începem tratamentul de rehidratare, tratamentul antiemetic, tratamentul suferință gastrică, de durere abdominală și de febră, imediat. Să nu mai stăm un timp până când vine rezultatul, imediat pacientul este izolat, nu mai necesită nici sursă electrică, se poate pe câmp, poate în zonă rurală, oriunde, bandeleta aceasta o avem în trusa noastră medicală și un sfert de oră avem rezultatul și luăm măsurile ce se impun. Acestea fiind zise, închei cu gândul că ebola va fi eradicată. La ora aceasta sunt studii vaccinale, există niște forme de vaccin, unele care conțin glicoproteinele pe plomerile de la suprafața virusului Ebola. Există virusul de tip adenovirus și de tip virusul aftelor bucale, care produc glicoproteine de tip Ebola și ele s-au dovedit eficiente pe voluntari, s-au făcut în zonele de risc, acolo unde mai ales unde au apărut și cazurile. Există și vaccinare pre și vaccinare post-expunere și rezultatele sunt încurajatoare, se creează o apărare în special de tip celular, eficientă, dar și o apărare de tip umoral, adică prin anticorpi. Sunt convins că într-un timp foarte scurt aceste tratamente vor fi eficiente. Personalul medical și pregătirea, instruirea medicilor dau valoare acum cu atât mai mult unui sistem medical complex, deoarece s-a observat cu cât țările sunt mai pregătite din punct de vedere al terapiei intensive, al intervenției imediate, al capacității de a rehidrata un pacient, de a face echilibrarea hidroelectrolitică, cu atât pacientul are șanse mai mari să scape de această boală printr-un tratament simptomatic, printr-un tratament al manifestărilor sale și nu neapărat printr-un tratament antiviral. Și sunt convins că medicii noștri, specialiștii noștri știu să ia cele mai bune măsuri în această terapie de urgență într-o astfel de situație. Dar este rolul dumneavoastră, al fiecăruia dintre noi, să depistăm o suspiciune, un caz probabil și sunând la 112 să luăm prima măsură ce se impune și anume anunțarea Comitetului Național de Situații de Urgență și de Rezolvare a Cazurilor Ebola. Toate cele bune, Doamne ajută să ne auzim cu bine!